Mr. Derek Jamal Hogan, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United States of America in the Republic of Moldova, was awarded with Order of Honor. Să ofer această distinție în semn de recunoștință pentru aportul pe care l-ați avut în toți acești ani pentru îmbunătățirea relațiilor dintre țările noastre, dar mai ales pentru sprijinul pe care l-ați avut pentru cetățenii Republicii Moldova care au optat pentru democrație, pentru libertate, pentru stat de drept și lucrurile pe care le-am realizat se datorează și dumneavoastră și echipei dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult! Și mulțumesc pentru această oportunitate, doamnă președinte, pentru că cu adevărat a fost un privilegiu foarte mare să conduc cu dumneavoastră și cu echipa dumneavoastră pentru a bunătăți această frumoasă țară. Și pare foarte greu că eu părăsesc, că curând, dar eu revin în altă funcție, curând, eu sper, și pur și simplu pentru a menține susținerea noastră pentru Republica Moldova. Această țară are atât de mult potențial și acum vedem că aceasta se poate realiza împreună. Și mulțumesc frumos pentru acest... Și noi vă mulțumim și contăm pe sprijinul dumneavoastră în continuare. Mersi mult!